În același context, se propune atenției dumneavoastră aprobarea proiectului de decret al președintelui Republicii Moldova privind numirea domnului Gheorghe Galbura în funcție de viceministru al apărării și înaintarea lui președintelui Republicii Moldova. Domnul Galbura este colonel în rezervă, a activat toată viața în cadrul Armatei Naționale, cunoaște bine activitatea din domeniu. Vă rog, susțineți aceste propuneri. Așa, mulțumesc. Colegi, care aveau obiecții, propuneri? Nu sunt. În temeie celor... Astăzi, la cârma ministerului, este un tip care a fost cândva militar, dar ocupația lui principală era administratorul sediului Pele și cumpăra plăcintele lui Mihai Ghimpu. Acum, fiind o persoană care n-are viziuni, o persoană limitată, n-a reușit să impună în minister, iar